dragi telespectatori, bine ne regăsim la o nouă emisiune, un proiect comun cu colega mea, jurnalistă Flora Ordean, emisiune pentru CNS și pentru Roman 24. Bine ne regăsim, doamna Flora, iată, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Spunem telespectatorilor, iată că a trecut săptămâna de foc, sau cum să-i spunem, săptămâna de gheață, da, nu de foc, de săptămâna trecută, în care încă se văd urmele acestei ierni primăvărate. Zăpada mieilor, cum spun bunicii noștri. Ei, nu chiar, da? Zăpada mieilor, că da, a fost mai rău decât a zăpada. A fost mai rău, da, bine. Mieilor cu viscol, da, cu dezastre. Există o explicație populară. Se spune că în ianuarie, înainte de bobotează, am avut vreo 5 zile foarte călduroase, care ar fi fost împrumutate din luna aprilie. Și acum, știți, luna ianuarie și-a luat înapoi cele 5 zile, așa spun bătrânii noștri, pentru că înțeleg că de-a lungul anilor a mai fost așa zăpadă în aprilie. Deci... Bine, eu mi-amintesc că în urmă, da, cu 16 ani a fost chiar în luna mai, exact, deci o au fost zăpadă, situații. Deci au mai fost situații din nefericire, livezile sunt gata, viile sunt gata. Deși știți cum e, și aici există, chiar găsisem un articol destul de ministru interesant, da, și care încearcă și să liniștească, da, pe țărani ca să nu dea guvernul nimic. Despăgubiri pentru recoltele făcute praf în oamenilor. Eu am discutat și cu doamna, da, Elena Trotuș, director. Adică am găsit. N-ar fi, da, motive de îngrijorare. Este un articol cu șeful Direcției Agricole Neamț, Marcel Tălmăcel, care spune așa, dumnealui, în principiu culturile agricole ar trebui să nu fie afectate de fenomenele meteo, asta deoarece temperaturile scăzute au venit după precipitațiile sub formă de ploaie întâi, apoi sub formă de zăpadă. Acestea au creat un strat izolator pentru plante care sunt ferite acum de frig. Ar fi fost un real pericol dacă valorile termice scădeau. Da, da, au și scăzut venit noaptea înaintea următoare. Precipitațiilor. Noaptea următoare au scăzut, da, și mai este încă o chestie. Practic, din cauza zăpezii, da, solul nu îngheață. Eu am discutat cu doamna Elena Trotuș, directorul de la stațiunea de cercetări, care îmi povestea că însăși rapița este total compromisă, deci avem vii, livezi, rapiță. Da. Rapița care era foarte mult cultivată pentru că este o plantă industrială extrem de solicitată la export și spunea despre plantele din cultura, da, mare, e vorba de cereale păioase și nepăioase, care au avut și ele din cauza timpului acesta geros o perioadă de stagnare a lor. Deci, una peste alta, avem, să dea Dumnezeu... Știu că am citit dimineață, chiar, da, în ediția de luni a ziarului Monitorul, am citit într-adevăr, ia să vedem aici, ce ne spune ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia. A declarat vineri la Focșani că nu se poate pronunța deocamdată asupra efectelor negative în cazul culturilor agricole, sublinind însă că este mai mult bine decât rău. Iată ce spune el. Am spus-o și vă mai spun, este mai mult bine decât rău, ca să fie bineînțeles și răstălmăcit de presă. Este o apreciere a unui om care știe ce vorbește și în același timp știe să și comunice ceea ce alții doar văd și nu înțeleg. Fenomenul agricol. Până la această dată nu ne putem pronunța asupra efectelor negative, dar ne putem pronunța asupra faptului că în solul României a intrat o cantitate de apă necesară, că în partea de sud a țării a ajuns la capacitatea de câmp, că plantele sunt asigurate de umiditatea necesară. Așteptăm, evident, în zilele următoare să vedem care au fost efectele negative, ținând cont de coincidența între fenomenele negative și fenomene ce pot produce și pagube. Le vom calcula, mă rog, nu știe cifre exacte domnul ministru, mă rog, asta a explicat el. Da, deci mare lucru n-a spus domnul, da, ministru. Da, și mai este încă o bine, chestiune. Dar el vorbește strict de cultura agricolă, dar n-a vorbit de pomi, pomii care au fost, da, pomii, în floare. Da, pomii, clar, vița de vie, ce am spus, da, rapița, sunt culturi compromise. Dar vreau să mai subliniez un lucru. Prognoza meteo pentru vara aceasta se anunță... O vară secetoasă. O vară secetoasă. Deci toată cantitatea asta acum depinde de profunzimea
pânzei freatice, până unde a ajuns și cât se poate menține, ce se poate face pentru a menține. Și de fiecare plantă, pentru că sunt plante cu rădăcinile mai adânci, plante care n-au rădăcini atât de adâncă. Deci, una peste alta, agricultura care de câțiva ani salvează PIB-ul României, se pare că anul acesta va da peste cap proiecțiile optimiste ale guvernului Grindeanu, care nu știu de unde va mai avea să plătească pomenile acestea electorale, pensii mărite, salarii mărite la bugetare, la asta și acea discrepanță care s-a creat între sectorul bugetar și sectorul privat. Noi care lucrăm în sectorul privat știm cât de greu se adună fiecare bănuț și cât de greu se supraviețuiește în timp ce parcă mai îți vine să-i dai dreptate fostului președinte Băsescu cu metafora aceea cu omul slab și omul gras în cârca acestei națiuni. Și iarna nu-i ca vara, că se potrivește și asta. Iarna nu-i ca vara. Da, se potrivește și asta foarte bine. Da. Au fost din nou autoritățile luate pe nepregătite, în sensul că a nins o noapte și o zi. Evident, acum... DN15 de Roma în Piatra a închis vreo 7 ore vineri. Acolo nu uita că la prima rafală de vânt cam la Pelești se întâmplă, foarte mulți consumatori casnici fără energie electrică, o nenorocire, de fapt au fost mai multe nenorociri. Oamenii au pornit din nou centralele, o centrală a luat foc, a ars o casă, am înțeles că a ars o casă și prin cartierul Nicolae Bălcescu la Roman. Deci foarte multe nenorociri, da? La conferința mașini de avariate, iată că mi-am și notat. În Roman au fost 10 autoturisme avariate din cauza arborilor care au căzut, s-au rupt efectiv. Ei fiind înfloriți, au reținut o cantitate mai mare de apă și au cedat crengile. Deci în Roman au fost 120 de arbori toaletați sau doborâți după această mai sunt încă și acestea. Chiar și 10 mașini distruse, nu e de negrijat. Treceam spre casă și vedeam în curtea azilului, postul azil de bătrân de pe Veronica Micle. Încă mai sunt, pomi absolut așa desfăcuți în două de... Bine, aici nici n-a sunat nimeni, nici la poliția locală, nici la serviciul voluntar pentru situații de urgență. Eu vă dau cazul părinților mei de pe Vlad Țepeș, blocul 1. Deci aveau în fața blocului vreo 2 arbori căzuți, undeva în apropiere la fel, au pus mâna pe telefon și au sunat. Adică mă interesează puțin și spiritul acesta al cetățeanului. Bine, dar aici pe Veronica Micle e chiar clădirea primăriei, ar trebui să facem... Ar fi trebuit, probabil că trebuie să mai trimite poliția locală și serviciul voluntar într-un tur al orașului. Să mai vadă, da, aici unde mai iau, da, clădirea nefiind locuită acolo, nu mai sunt decât niște birouri, nu n-are mai există interes, pericol, da. E adevărat, da. Pericolul acesta. Cam asta au fost, da. Evenimentele. Iată că s-a ieșit cu sare și inhibitor timp de noapte. Așa este. Vor fi alte costuri, da? Alte costuri, dar dimineață, adică la conferința de presă, când l-am întrebat eu domnul primar că în același timp au fost pornite și centralele la școli, chiar dacă este vacanță. Dar aici există o explicație. Ele nu duduie ca să asta, ci să mențină. Pe minim, ca să mențină confortul termic din nou. Confortul termic, să nu se strică nici pereții, nici mobilierul. Și instalația, țevile. Și instalația. Ei, la gerul acesta nu s-ar fi stricat instalația, dar e vorba de pereți. Dacă s-ar răci, săptămâna viitoare se întorc copiii și apoi și așa e frigă. Eu cred că a fost o decizie înțeleaptă din punctul meu de vedere și fiți convinsă că n-au dat exact la o temperatură foarte ridicată. Nu, la minim așa poate 21-22 de grade, probabil. Nu, mă gândesc și mai puțin, 19, undeva pe 19 grade. Cam așa, deci cam asta este. Și faptul că domnul primar a răspuns întrebării mele referitoare la factură, pentru că comparativ cu anul trecut, costurile au crescut la utilități și la energia electrică și la gazul metan și la apă și așa la toate, deci normal e să explodeze și prețul la astea și noi știm că cel puțin o treime din costurile bugetare pentru întreținerea școlilor sunt astea pentru întreținere, pentru utilități. Ori primarul ne-a spus că s-a încadrat în sume, cu toate că au crescut, pentru că au fost perioade, a fost în decembrie, s-a consumat, nu s-a consumat, s-a consumat puternic în ianuarie, atunci când cu frigul ăla, după aia iar s-a încălzit. Da, și s-au compensat. S-au compensat. Și acum a fost
o zi, două, trei, să zicem, da, maxim. Eu mă gândeam la ce a spus dumneavoastră, că au dat cu sare și cu un inhibitor, mă gândeam că au făcut foarte bine că n-au dat cu pietri și vă dezvălui și de ce, că eu am discutat săptămâna trecută. Debea să spălase, da. Exact, discutam cu city managerul Ovidiu Bojescu, care era destul de supărat așa pe situație, dar cu natura nu te pui. Da. După ce am șamponat străzile și la ore nepotrivite, că am mai spus eu, când duceau, da, părinții copiii la școală, săreau peste băltoaca cu spumă, acum să fi dat cu pietriș, cu nisip oricum nu dăm, că nu știu, e acolo o legislație care nu e atât de permisivă, doar dacă, nu știu, e un drum în pantă, există niște reguli. Dar să fi măturat iar pietrișul și să speli iar străzile însemna că e de la capă, efort, da, și alți bani. Bine, acum s-ar fi bucurat operatorul de salubritate. Asta spuneam și eu. Mie, în ultima vreme, nu mi-e place că la întrebările acestea concrete nu ni se mai răspunde concret. Domnule, factura pentru luna cu tare a costat atât, reprezintă atât din întreținere. Pe de altă parte, știți ce se întâmplă? Nici directorul societății Rosal nu mai comunică ca înainte. Eu cred că am aproape un an de când nu am reușit decât telefonic să mai discut cu dumnealui, și pentru că în interviuri, într-o știre în care să fie și filmat, să ofere un interviu, nu. Deci, sub nicio formă. Deși n-ar trebui să existe, știu eu, răcirea aceasta față de presă, pentru că cetățenii trebuie să fie informați. Plătesc pentru salubritate, iată, o sumă deloc de neglijat, că ajungem la 13 lei de persoană lunar, care probabil că tariful acesta va fi inclus, a fost cu începere de la 1 aprilie, vom simți cu începere de la 1 mai, când vom plăti asociația pe luna aprilie, da, undeva la jumătatea lui mai. De altfel, a fost și o întrebare referitoare, mi se pare chiar tu ai pus-o referitoare la primele tranșe de gunoi, primele cantități de gunoi transportate de la groapă la Girov, și tu vorbeai de o nemulțumire a asociațiilor de proprietari. Nu, cred că privind... colegul nostru Tudor de la Monitorul, cred că el a adresat Tudor, da, întrebarea. Privind frecvența cu care se ridică. Adică, da, adică da, într-adevăr, să știți că e pe bună dreptate, pentru că am văzut în zona centrală acele platforme gospodărești cu pubele umplute până la refuz, și nu doar în zona unde sunt supermarketuri, cam peste tot. Și adevărat că am înțeles că, deși cei de la Rosal s-au gândit să modifice cumva programul de ridicare, să mai rărească, da, vizitele pe la platformele gospodărești, au răzgândit. A fost și perioada sărbătorilor pascale, da, oamenii și înainte și după au scăpat de tot felul de lucruri, poate și mâncare, poate și alte lucruri, ambalaje, ce s-a mai cumpărat, și nu cred că ar fi fost potrivit să stea gunoi foarte multe ore și să miroasă neplăcut acolo. Din ce ne-a spus primarul Micu, gunoiul se ridică cu aceeași regularitate ca și înainte, programul, da, de s-a dinainte, revenit, s-a, da, revenit, s-a revenit la program. La asta, iar noi financiar o să o simțim, cum ai nu spus, știm încă urmat, cum o să scăpăm de depozitul temporar, care e varianta de neutralizare, nu ni s-a mai spus nimic. Dacă ne referim tot la conferința de presă de luni, haideți să discutăm despre ședința Consiliului, da, local, care va avea loc vineri în ultima zi. Vineri la ora 9 dimineață, vineri 28. Vineri 28, ai idee cam ce chestiuni? M-am uitat, da. Avem alocări din bugetul local, foarte multe sume de bani merg la biserici pentru acoperirea unor cheltuieli cu utilități. Exact, deci majoritatea bisericilor primesc 3.000, da, de lei, 6.000 de lei, 3.000 de lei, 6.000 de lei, toate bisericile din Roman. Am văzut și Biserica Adventistă și Catolici toate, Ortodoxe, da, toate. A fost, deci pe pentru utilități, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu facturile. Deși noi am văzut la întâlnirea cu reprezentanții cultelor cam ce sume enorme de bani au cerut pentru reparații. Da, bugetul aici ar fi, da, fost pe nu știu câte... Și mai avem tot așa o alocare pentru, cred că, ziua educației, cu premierea unor școlari și preșcolari. Li se oferă niște premii, tot așa o sumă, nu știu pe de rost sumele. Mai este o sumă de bani pentru centrul care ajută copiii cu autism Delfinu, pentru școlarizarea unui terapeut care să lucreze cu acești copii. Mi s-a părut o idee foarte bună. Pentru zilele municipiului, iar suma nu rețin. A, de suma menționat aici, da? O să că avem zilele municipiului, primarul și a ținut să spună că
adică să prevină un atac al contracandidatilor săi. Da, că nu o să coincidă perioada de campanie electorală cu zilele muncii. Aici nu sunt de acord și vă spun de ce. E adevărat, campania electorală, între timp o să spunem că avem clar alegeri pe 11 iunie și o să discutăm. Între timp, să știți că înainte de campania electorală, care e de 2 săptămâni, o să fie acea perioadă numită pre-campanie electorală, care va fi tot de 2 săptămâni și care se va plia de minune pe zilele municipiului Roman. Adică chestiunea aceasta, campania electorală de 2 săptămâni, așa, scriptic, dar faptic, eu zic că se va potrivi. Campanie electorală care va fi plătită, că am întrebat, din bugetul centralizat. Da, dar aici trebuie să corectăm ceva, să venim cu erată, pentru că nici eu nu mi-am dat seama și dumneavoastră a spus la emisiunea trecută că guvernul PSD nu se grăbește să dea data alegerilor pentru că premierul... Era Grindeanu, Grindeanu. Dar n-are legătură, pentru că pentru consiliile locale și consiliile județene nu au loc alegeri, acolo s-a ales președinte... Și s-a făcut indirect președintele de data aceasta. Exact, asta spune noua lege și să știți că am primit observații și pe Facebook pentru această eroare. Deci noi nu alegem decât primar acolo unde primarul din diverse motive. Și avem încă două localități mai în sunt, județul Neamț, Bălțăteștiu și... Ia să vedem, avem alegeri Bălțăteștiu. Pe 11 iunie, vă spun imediat. Pe 11 iunie vor fi alegeri, pagina 5, haideți ca să nu mai spunem alte lucruri. Bălțătești și Pipirig. Pipirig și Bălțătești, da. Da, acolo este, primarii au avut chestiuni legate de... incompatibilitate, cred. Incompatibilitate și mai sunt cazuri în țară. Uite, condamnare. Deces, invalidarea mandatelor, aplicarea unei pedepse privative de libertate. La Roman știm cazul celebru, primarul Eoreanu a optat să fie deputat. A rămas Lucian Micu, mulți îi spun primar interimar, nu prea e corect, îi se spune viceprimar cu atribuții de primar, așa e corect. Da. Deci Lucian Micu, viceprimar cu atribuții de primar, până la organizarea de alegeri. Deocamdată avem 3 candidați, atât știm despre cei 3, da? Lucian Micu, PNL, Marius Nicolae, Nicolai, PSD și Samson, și Radu Samson de la Uniunea Salvați România. Mi-a plăcut foarte mult. Să știți că el are, Radu Samson, o declarație interesantă. Adică el este convins de faptul că n-are cele mai mari șanse în bătălia PSD cu PNL, dar să știți că a răspuns destul de interesant. A spus așa: în ciuda lipsei mele de experiență pe scena politică, am decis totuși să candidez la alegerile organizate pentru ocuparea acestei funcții, măcar pentru a demonstra că și noi, oamenii simpli, care nu am fost crescuți sau formați special pentru cariere politice, avem dreptul să fim pe acea scenă. Și aici are dreptate. Da, da. La fel cum și un candidat independent are acest drept. E dreptul constituțional de e dreptul fiecăruia, da. Alege și vor mai fi și alți candidați, probabil, independenți. Eu mă îndoiesc că vor mai apărea. Eu am mai auzit de un candidat, dar nu este verificat. Sunt doar zvonuri pe Facebook și mi-asum de zvon pe Facebook. Am auzit un candidat, posibil candidat de la ALDE, domnul Mocanu, fost consilier local, care este în ALDE cu vicepreședintele Consiliului Județean Ioana Saftei, da, ei sunt acolo. El este, cred că domnul Mocanu este președinte ALDE Roman, sau era cel puțin. Da, așa era, am auzit, era, dar repetăm, nu ne asumăm ca fiind o informație eu verificată, îndoiesc, este pentru un zvon. Că, haideți să vedem, este vorba de o campanie electorală destul de dură, e vorba de cheltuieli. Este dar drept, nu pentru că ai văzut de că statul au plafon, dar ai văzut că AIEPU, Autoritatea Electorală Permanentă, este extrem de dură cu toate aceste formațiuni politice. Și chiar PNL-ul și chiar PSD-ul au avut, inclusiv la Roman, au avut sume de bani dacă nu corespunde adresa de la care a sediului, atenție, sediului județean, nu cred că PRU a avut cel mai mult de suferit. Și PRU, și PNL-ul, și PSD-ul. Și chiar și USR-ul, dar la USR după aia a apărut un scandal, ați văzut, cu finanțarea campaniei, nu mai intrăm în aceste aspecte. Da. Cert e că vom avea pe 11 iunie alegeri, încă o dată alegem primarul de Roman, Consiliul Local rămâne așa, deci dacă, ipotetic vorbind, că nu știm ce o să se întâmple, vom avea un primar PSD, el va avea doar 6 consilieri și vor fi 14 consilieri de la PNL, pentru că după plecarea lui Laurențiu Leoreanu și trecerea viceprimarului Micu în treapta lui de
viceprimar cu atribuții de primar, Roxana Iorga, un alt consilier PNL, a venit viceprimar și n-a mai urcat următorul pe lista PNL. Deci am rămas cu 20 de consilieri. Da, 20 de consilieri. 6 la 14. Deci interesant că dacă vom avea un primar PSD, el va avea un consiliu majoritar PNL de 14 consilieri. Va fi interesant. Deci nu ne atingem nici de consiliul local, nici de consiliul județean, acolo unde e cazul, nu e cazul neamțului. Bun. Alegem doar primar. Atât. Alegem doar primarul și aici, dacă este să dăm crezare zvonurilor de la bursă și a modului în care au început deja să se trateze cei doi principali contracandidați, vorbim de Lucian Micu și Marius Nicolae. Marius Neculai. Marius Neculai. Am văzut inclusiv lideri de la PSD care au o treabă cu numele candidatului. Așa Marius Neculai. Marius Neculai. Neculai. La cap, dar așa și explicat printr-o glumiță că i-au greșit cei lui, de la starea civilă atunci când i-au trecut în actul, în certificatul de naștere numele. Și vorbeam de aceasta, cred că va fi așa o înțelegere, așa cum a fost și în 2012, așa cum a fost o transpartinică, ca să fie bine, să nu fie rău, să nu fie uităm, bine pentru toată să lumea, nu uităm, să nu fie da, rău. Declarația foarte importantă pe care eu am subliniat-o și am spus să rețineți această declarație a domnului Marius Neculai, care la conferința de presă pentru lansarea candidaturii dumnealui a spus clar, voi face echipă cu Lucian Micu, chiar cred că el va fi un viceprimar, eu primar și el viceprimar, de să fim atenți la toate aceste detalii. Nuanțe, la nuanțele. La nuanțe și că, să vedem după alegeri cum o să așa, fie. Și trebuie văzut că în subtextul fiecarei declarații politice, cel puțin pentru noi care suntem de meserie, și știm văzut, să citim. Și aș vrea să mai fiți atentă că a rămas și au rămas toate aceste înregistrări ca dovadă, să fiți atentă că nu a încercat sub nicio formă să vorbească de rău sau să-l înțepe nici pe deputatul Leoreanu. Da. Și foarte și diplomat, da? Diplomat și a am colaborat, sper că o să mai colaborăm. Așa, a vorbit chiar cu domnul Leoreanu, așa, da? Plus că a vorbit chiar și a însușit PSD-ul inclusiv domnul Arsenie Sintagma de marea familie Romașcana. Exact. Aia a fost, exact. A uitat deci să mai adauge că s-a schimbat culoarea din portocaliu în roșu, s-a înroșit că tot a fost pastele. Deci trebuie să fim puțin atenți la nuanțe. Este foarte interesant, va fi o foarte interesantă, oricum va fi o campanie civilizată. Eu aș mai aminti ceva. Vă amintiți că înainte să fie validată doamna consilier Roxana Iorga viceprimar, PSD-ul a făcut o conferință de presă prin care își manifesta dorința să aibă viceprimarul. Lucru pe care el a refuzat. Exact. Deși n-am înțeles de ce. O să fie interesant. Da, deci ceva e și acolo o nuanță. Iar acum PSD o trage și am văzut ca și text, ca și subiect pentru candidatură, că e foarte important să avem un primar PSD, spunea domnul senator Manoliu, pentru că avem o conducere la Consiliul Județean PSD și pentru că avem și un guvern PSD. Poate își mai deschide și baierele și Consiliul, punga Consiliului Județean. Exact, domnul despre Arsenie asta va e vorba. Mai tare. Deși a spus-o în conferință de presă, dar contrazicându-se, ca să vezi cum e în lumea asta politică, pentru că dacă iei de la început declarațiile lui Ionel Arsenie, vei vedea că n-a spus niciodată că a oropsit romanul, că nu i-a dat nici măcar bani pentru aparatul de radiologie și așa, mai departe, și așa, da? Mai departe, ci din potrivă, acum vine și se contrazice și spune că vor curge lapte și miere către Roman dacă va fi ales candidatul lor. Mai avem un minut până la pauza de publicitate, tot în mapa ședinței de vineri. Avem încetarea mandatului de consilier în cazul lui Lucian Pascariu și validarea mandatului de consilier local PNL al lui Bogdan Curcudel. Da. Da. Și acum noi am încercat înainte de emisiune să dăm câteva telefoane să ne lămurim. Ne-a explicat primarul Micu că domnul Pascariu deține o funcție de conducere la Locato. Locato fiind societate subordonată Consiliului Local, s-a evitat starea de incompatibilitate și atunci domnul Pascariu a demisionat. Domnul Pascariu nu ne-a răspuns la telefon, n-am avut succes. Așa, bun. Eu aici mi-am exprimat opinia știindu-i antecedentele domnului Pascariu
Lazariu. Știu că provine dintr-o familie al cărui tată are o firmă de pompe funebre și că mie, cel puțin din punctul meu de vedere, dar nu sunt eu cel care zice că e stare de incompatibilitate, cel puțin există, dacă nu o incompatibilitate, așa cum o prevede legea, o una morală cel puțin există, pentru că știm că societatea locată este cea care se ocupă de administrarea cimitirului și aici... Sunt două mai nou, două cimitire, da. Acum mai știm așa că domnul Damaschin, directorul de la locată, ne-a spus așa și încheiem, că acest post de director adjunct pe care îl va ocupa a fost înființat acum o lună. Deci post de director adjunct pentru cel care a fost... Să înțelegem că a fost înființat la comandă ca să aibă loc domnul... Nu știu, n-aș vrea să facem speculații. Nu facem speculații, dar... Vom vedea, vom încerca să... Interpretăm, vorbim, gata, dar și noi jurnaliști. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem. Da, ne-am întors, dragi telespectatori, în partea a doua a emisiunii de astăzi, alături de colega mea Flora Ordean, jurnalist, emisiune pentru CNS și pentru Roman 24, probabil că v-ați obișnuit deja cu asta și bine faceți că ne urmăriți, că încercăm și noi să ținem așa pulsul evenimentelor. Am discutat despre ce o să fie doamna Flora în ședința de Consiliu de la finalul acestei săptămâni, vă spuneam, cam astea ar fi așa, cu acele alocări din bugetul local și iată această schimbare, mutare în rândul peneliștilor. Pleacă un consilier, vine următorul pe listă, în rest mai sunt câteva chestiuni cu niște terenuri, bun, nu mai atras și, așa atenția neapărat. Așa, și mai discutam iarăși despre aceste alegeri locale și despre faptul dacă un primar în funcție, cum este Lucian Micu, cum ai spus tu, viceprimar cu atribuții de primar, așa este de corect. Primar, are sau nu avantajul funcției respective, pentru că de regulă la alegerile de drept, când există un primar în exercițiu funcției, el este foarte vizibil. Lucru care îi se întâmplă și acum lui Lucian Micu, care îl vedem. Participă la tot felul de evenimente, la absolut toate evenimente, artistice, culturale, da. Chiar dacă primăria sprijină mai mult sau mai puțin sau deloc aceste societăți. L-am văzut și alături de fețe bisericești, da. În ultima perioadă, da? Ei, da, da, cu fețele bisericești știi tu cum e, că da. Ele sunt mai apropiate PSD-ului la ora actuală, da. Că preasfințitul arhiereu a dat președintele Consiliului Județean și îți dai seama că... Eu vreau să punctez altceva aici. Să știți că eu am realizat săptămâna trecută o emisiune cu senatorul Manoliu, președintele PSD Roman, și domnul senator spunea, deci îl citez acum, nu mi-asum eu aceste lucruri, că ușor, ușor Lucian Micu și-a luat portofoliul cu proiectele lui Laurențiu Leoreanu. Adică Laurențiu Leoreanu s-a obișnuit să vină și când a candidat doamna Udrea, fără doamna Udrea nu puteam. Acum, luând situația de față, dacă nu era domnul Lucian Micu viceprimar, nu s-ar fi realizat toate aceste lucruri. Deci, cumva se pasează acest portofoliu cu proiecte realizate în ultimii 8 ani de zile la cine trebuie, spunea domnul senator Manoliu încă o dată, nu mi-asum eu. Putem să comentăm cumva pe marginea... Să comentăm pe marginea aceasta. Știu eu, normal, primarul de exercițiu, îl vede lumea peste tot. V-am spus, iar chestiunea asta cu zilele municipiului vor profita toți candidații și vor fi prezenți în piața Roma în vodă și sigur vor discuta cu romașcanii. Deci chestiunea asta că nu se potrivește cu perioada de campanie electorală m-ar fi ajutat dacă era după alegeri cu zilele pe municipiului. Pe mine m-ar interesa, dacă tot ai discutat cu domnul Manoliu, să-mi spui... de optimist este PSD-ul. Foarte, foarte optimist. Eu am văzut... Pe ce își bazează optimismul? Nu știu ce să spun. Ei merg foarte mult pe firul acesta, că domnul Lucian Micu n-a avut nici el
timp să aibă un mandat de primar în față, deci cumva cei doi candidați pornesc de la, start împreună și aici da. E corect, da? Deci nu mai vine domnul deputat de astăzi, Leureanu, care a avut 2-3 mandate și a făcut niște lucruri, da, pentru Roman și aici are dreptate. Bine, stat alături, da, viceprimarul Micu i-a stat alături, ei totuși. Ei merg pe ideea că au această putere la Consiliul Județean Neamț și că îl citez iar pe domnul Manoliu, acest plan de guvernare locală construit de candidatul Marius Neculai își pune bazele pe unele proiecte comune pentru care domnul Arsene deja și-a dat ok-ul, adică Consiliul Județean aici ajungem, susține financiar aici ajungem, proiecte. Aici ajungem, adică la situație, ei vin, da. Ei vin și cu sursa de finanțare indicată. Bun, sursa indicată și atunci când a avut dreptate domnul Arsene, atunci când n-a dat niciun ban la Roman sau acum când vine și promite romașcanilor. Vom avea timp să discutăm și acest lucru, da. Vine și promite romașcanilor că o să curgă lapte și miere. E o nedreptate. De ce n-a dat atunci banii pentru aparatul de radiologie? De ce a fost nevoie să ajungem? Doamna Flora, se știe, pentru că întotdeauna cine a fost la putere, amintiți-vă perioada cu Vasile Pruteanu, da? Președinte de Consiliu Județean de la PDL. A fost perioada în care Laurențiu Leureanu, primar PDL, se bucura de niște lucruri, da? Era după care a venit PSD-ul la putere și a spus, trebuie să facem dreptate, că pe vremea PDL-ului primarii noștri de la comune, de la PSD, și avem câteva cazuri unde primarii sunt în funcție de 20 de ani, n-au primit și vor primi acum ca să facem acest echilibru. Deci, oricum, bun, ei a și venit atunci când l-au acționat în judecat cei de la liberal, nici nu știu ce să mai ales de acel proces. Și au contestat ei, domnul Arsenie a venit și a justificat cu cifre modul de alocare a banilor, demonstrând că PSD-ul a avut de suferit și că Romanu a primit bani mai mult și că acum este timpul, este vorba de mandatul acela lui Pruteanu și Romanitoare și că a venit timpul să fie dirijați banii spre Târgu Neam, spre Bicaz și mai puțin spre Roman și Piatra, unde sunt primar PNL. Acum revenind pe ce se bazează domnii de la PSD Roman când spun că vor câștiga, mă gândesc că ei n-au scos foarte mult în evidență nici acele lucruri benefice, spun dumnealor, pentru Roman, pe perioada cât domnul Marius Neculai a fost deputat, pentru că, spunea domnul Manoliu, s-au întâmplat niște lucruri cu care ei nu s-au lăudat neapărat, dar o să vină vremea ca romașcanii să întrebe, domnule Marius Neculai, ce ați făcut pentru noi cât ați fost deputat, și au și niște răspunsuri. Mai spunea uitând că în acea situație era sub sigla PDL-ului Marius Neculai, dar să știți de acolo că, aici eu pot să le dau dreptate într-un singur fapt. Atunci când ești primar sau atunci când ești deputat de Roman, ești în primul rând romașcan și indiferent sub ce partid ești, trebuie să faci pentru Roman. Că și ești la PDL, că ești la PSD. Și chiar deci, Marius Nicolae chiar s-a zbătut. De aici, și a adus până la urmă nu contează nici domnul Laurențiu Leureanu din ce partid a fost. Atâta timp cât pentru Roman s-au întâmplat niște lucruri, noi deocamdată nu facem politică. Nu știu dacă vom face vreodată. Poate vom face. Dar astăzi, pentru că nu facem politică, spunem că ne interesează ca omul trimis de noi acolo să facă întâi administrație pentru oraș. Bun. Și să aducă lucruri da, benefice orașului. Haide să mai spunem o realitate, că din păcate oamenii nu știu, deci cel care va merge la vot sau cel puțin jumătate din cei care vor merge la vot, habar nu vor avea de cine a dat banii, de unde vin banii. Păi, de asta sau e nu perioada vor mai de campanie electorală și de aceea sunt benefice. Iată că sunt benefice și emisiunile de pe posturile locale de televiziune. Cineva spunea, domnule, dar cine se uită? Păi vă spun eu, cel care vrea să voteze informat fiind și nu manipulat, că e o diferență, trebuie să se uite acea jumătate de ori să înțeleagă. Și să înțeleagă și să-și însușească, exact. Să priceapă, dar din păcate vorbim de acea mare majoritate a populației care fie din dezinteres, fie din necunoașterea legii, fie din orice alte motive, habar nu au ce și se duc și pun absolut la întâmplare ștampila pe buletinul de vot. Dacă îi plac de, dacă îl plac pe liderul PDL-ul respectiv pe Laurențiu Leureanu sau dacă o să-l doamna placă Flora, pe Marius Neculai. Doamna Flora, știți ce va fi interesant? Din 2008
Eu în presă am venit în 2010, da? Din 2008, Romanul nu a mai avut o campanie pentru alegerile locale în adevăratul sens al cuvântului. S-a vorbit foarte mult de blat. Domn senator Manoliu spune că de când a preluat el PSD Roman, nu a putut fi vorba de nicio înțelegere. Deci vorbim practic din 2012 când a candidat domnul Leonard Vacar, în 2016 atunci, când a fost domnul Oprea. Peste capul lui s-au făcut niște lucruri. Bun. Da, s-au va fi interesant de văzut că... Și era pe vremea USL-ului. Exact. Atunci, vinovați. Și va fi Ursărescu, domnul senator Chelaru, cine mai era la conducerea USL-ului? Domnul Stan la Roman, Nicolae Stan. Da, Nicolae Stan la Roman. Da, în fine, va fi interesant de văzut dacă până acum se spunea că la Roman pentru primărie e vot dat unei persoane, adică indiferent... Uninominal. Da, era vot pentru Laurențiu Leoreanu, nu conta din ce partid era. Domnule, Laurențiu Leoreanu a făcut în primul mandat, îi mai dăm încă un mandat și l-a luat și pe al treilea pe același considerent. Nu l-a mai dus la capăt că s-a dus în Parlament, e o altă discuție. Va fi interesant acum, fiind doi oameni despre care spuneam eu că pornesc oarecum de pe aceeași linie de start, cum vor vota romașcanii? Vor vota politic sau vor vota tot persoana? Că e interesant. Pe vot politic, dat fiind faptul că la județ ai PSD, da. La guvern ai PSD, ai putea spune că dacă se votează politic, ei merg cu PSD-ul ca să facă un bloc. Dacă se votează la persoană, ai putea spune că votează cu Lucian Micu, că el e, cum spune domnul Leoreanu, urmașul domnului Leoreanu. S-a construit echipa. Deci abia aici se va vedea dacă se va schimba Romanul la bun. Vot. Cum spunea domnul Chelaru, Romanul parcă e o altă țară, că mereu vota diferit de restul țării, știți? Și mai este încă o chestiune. Hai să ne mai gândim la un lucru, că oamenii foarte puțin vor ști că care este paritatea aceea de care vorbeam la început în Consiliul Local. Păi ce o să facă un primar PSD contează, cu doar 6 voturi pe care le are? Am pus întrebarea asta la conferința de presă și domnul Marius Neculai a spus că va veni cu proiecte atât de bune încât nici chiar liberalii nu le vor refuza. Întrebarea-i vor face acest lucru liberalii, ținând cont de comportamentul pe care îl are PSD-ul în Consiliul Județean, când, iată, sunt 2 ani deja de la alegeri, cât au trecut de la două? Nu, păi în vara lui 2016 am avut alegeri locale. În 2016 locale. Suntem în 2000. Nici un an n-a trecut, aproximativ un an. Și ceva. Nu, n-a trecut niciun singur proiect al liberalilor cu votul PSD-ului și al PMP-ului și ALDE. Va fi interesant, pe de altă parte, dacă ei vor lucra în echipa aceasta și vor da într-adevăr postul de viceprimar lui Lucian Micu în varianta PSD-ului, că nu știu ce o să se întâmple. Nu trebuie să-l deie, că el se întoarce că nu-l mai pot alege, deci s-a făcut la început de mandat. Și mai e ceva, deci să alege viceprimarul dintre consilierii locali cu votul majorității, ori PNL-ul are clar majoritatea, oricum ar fi. Dar mă gândesc că la Roman ar putea să funcționeze un USL care să reînvie între PSD și PNL. Păi, cam așa, deci nu știu dacă își vor asuma, deci consilierii PNL nu își vor putea asuma un vot împotrivă doar așa ca să facă opoziție, că o să iasă o revoluție la Roman, adică cei care mai privesc așa pe la ședințe, dacă ai un proiect bun, coerent, doar pentru că e semnat primar de la PSD să se împotrivească cei de la PNL, nu știu ce să zic, adică mi se pare, vin cu amendamente, schimbă sumele, dar până la urmă tot îl trec. Dar dacă va fi vot politic, așa se va întâmpla, pentru că trebuie să îi se răspundă cumva și domnule Arsenie față de ceea ce se întâmplă la Piatra Neamț. Va fi o înțelegere, eu așa zic, între cele două formații politice. Pentru că 3 ani o să treacă repede, doamna Flora, dacă și de fapt e încălzirea pentru mandatul următor. Pentru mandatul întreg, exact, care o să urmeze. Întreg. Oricum, cei doi candidați sunt de cu totul și cu totul altă factură. Vorbim de doi tineri bine pregătiți, amândoi, eleganți. Să nu-i supărăm pe cei de la USR, deci cu tot cu tânărul Radu Samson sunt 3 tineri. Eu vorbesc mai puțin că chiar nu-l cunosc pe domnul Samson și nu știu, dar eu mă gândesc la consistența programului partidului, mă gândesc eu la...
mai spun ceva. Faptul că e foarte puțin cunoscut la român. Haideți să ne gândim că niciunul dintre candidați n-a prezentat încă platforma dumnealui, programul de guvernare locală. Eu spun că e foarte important să fie prezentat acest program pe fiecare și să studiem puțin. Programul studiem, dar... Proiecte SF a mai avut. Da, păi asta, resursa financiară, aia să ne-o spună. Și păi vedeți, PSD-ul are resursă financiară, așa spune. Consiliul Județean și Guvernul României. Cam pe asta se bazează. Da, da, o să poată să facă cumva domnul Arsenie la vreo rectificare bugetară ceva să o dea, să pentru poate, până acum n-a dat nimic la o Roman. O să se poată. Să nimic n-a dat la Roman. Așa mai că găsesc soluții. O să vedem. Cel mai bun să câștige, după cum vor decide romașcanii, că mergeți la vot, e dreptul nostru, trebuie să mergem cu toții la vot. Eu aș vrea să fie o prezență bună la vot, pentru că atunci când aici am luat Laurențiu Leurean al treilea da. Mandat, foarte puțini au ieșit la vot, 30 ceva la sută. Da, n-aș și cred că acum, eu am impresia că nici acum nu o să se ducă foarte mai mult de 30-35%. Foarte, foarte puțin. Pentru că lumea e dezinteresată. Da. Dezinteresată de ceea ce se întâmplă în orașul Roman și lui să-i fie bine romașcanului acolo, pe bucățica lui, pe pătrățica lui. Da. Cam asta este. Da, știu că dumneavoastră ați participat la vreo două evenimente care au avut loc, un festival de dans și cred că a mai fost ceva da, în Roman, festivalul da? De dans de la Roman și festivalul de muzică. Da, și luni. Și luni Naționala de Agricultură, găzduită la Danubiana da, Roman, da. Importantă și aceasta, da? Da. Competiția care are loc, înțelegem, în perioada 24-28 aprilie la Roman și la Horia. Da, interesant. La Danubiana Roman și vin cam 150 de copii din Olimpiada întreaga Națională de Agricultură. Deci, iată, Romanul găzduiește o Olimpiadă Națională, ceea ce nu e puțin lucru. Festivalurile acolo, acestea de dans, de muzică... Festivalurile de dans și muzică au adus în oraș sute de copii, sute, pentru că la dansuri vin echipe complexe cu mulți candidați. De la coregraf, ceea ce, până, de la coregraf până... Ceea ce a presupus și o înviorare, cel puțin a... Sălii casei de cultură. Sălii casei de cultură, care dar, săraca, și a magazinelor, da? Dar și a magazinelor din centru, vorbim de magazinele alimentare, pentru că care au făcut copiilor, de... părinților, coregrafii au avut nevoie să consume de un suc, o zi de un întreagă. Croissant, da. S-au dat foarte multe premii, s-au dat extraordinar de multe premii, fel de fel de dansuri, că s-au dat pe vârste și fiecare stil de dans a avut cel puțin de la mini până la nu senior, până la open, pe cei mai mult decât seniori, au avut 4-5 grupe și s-au dat foarte multe, foarte, foarte multe premii. Iată, mai puțin știu despre cel din parc, de la Chichiț, a fost tot un festival de muzică ușoară. Acolo un festival de muzică ușoară. Da, da. Eu am cam... tare mult să le amintim, pentru că, iată, la Roman au loc astfel de competiții importante pe plan național, sau cel puțin pe regiunea Moldovei, vin copii. Dar la ăsta de dans au venit din absolut toată toate, țara. Din toată țara, din toată țara, iată, la Roman. De la Timișoara, Constanța, București, Bistrița, și toată lumea se aștepta dat fiind vremea să nu ajungă. Ei, uite, vedeți, că au ajuns. Mi-amintesc că, apropo de întâlnirea primăriei cu reprezentanții cultelor, mi-amintesc de întâlnirea primăriei Roman cu ONG-urile. Reprezentanții ONG-urilor spuneau, domnule, la Roman au loc festivaluri, concursuri naționale importante, iar primăria nu investește pe cât ar trebui în aceste talente locale, nu sprijină pe cât ar trebui acești copii care sunt ai noștri să meargă mai departe. Ei, cum nu-i sprijină? Că cine a dat toate trofeele și la un festival și la vedeți, adică ceva bănuț tot se scoate din visteria primăriei pentru acest lucru. Nu, dar nu s-a se dat. Scoate, nu, acestea s-au dat din taxa de concurs, numai că le-a mânat simbolic primarul, că dădea adică bine. Așa se implică primăria. Da, dădea bine să fie înmânate de... Nu știu, eu n-am participat, de aceea vă întreb. Dădea bine să fie înmânate de edilul șef al municipiului. Așa cum spune tradiția la noi, da, la Roma. Da, da. Păi, îți dai seama,
ce greutate are un asemenea concurs, dacă îți vine chiar primarul și a făcut naveta primarul Micu, da, între cele două locații din parc și cea de la Casa de Cultură, pentru că și premierile astea au avut loc în mai multe tranșe. Uh-huh. Deci a fost grupa mică, a fost apoi grupa mare și uite așa s-a tot mișcat între, de fapt ne vorbim și la conferința weekend, de presă despre apropo acest de lucru. Conferința de presă, că n-am epuizat aici, chiar că mi-a atras atenția faptul că la scurt timp după ce am inaugurat ștrandul, cât am avut? Poate Marc mă ajută, sezon estival în ștrand, o vară sau două, că mă lasă memoria, două veri. După două veri s-a exfoliat vopseaua de pe bazine și e nevoie acum să vopsim aceste da, bazine. Da, ne-a precizat lucrarea că pe banii, pe banii. Da, doamna Flora, perfect de acord, dar lucrarea a fost în garanție 4 ani, 2 ani s-au dus, sau mai este încă 4 ani, că n-aș vrea să greșesc. Parcă așa spunea, că încă 4 ani mai avem garanție. Adică la, după două sezoane, după două perioade de după 2 ani, da? După ce am trecut de acești 2 ani, deja s-a exfoliat vopseaua, adică păi, da, cam rapid gândește-te, cam rapid, depinde de calitatea vopselei, după aia gândește-te tu că și vremea asta, ba și prea calba, da, ghețul fi, de da, gheț, oricum, și o tencuială de pe perete ți se desprinde. Mi-a tras atenția, da, cam repede, din punctul meu de vedere, s-a exfoliat acolo vopseaua, poate că ar trebui să ia în calcul o variantă mai... Cred că la fel se întâmplă și la lacul de agrement din parc, că și acolo se folosește o vopsea, probabil că și ea trebuie refăcută după fiecare este sezon, aceea care asigură atât culoarea, dă acea sigur culoare a apei, dar și etanșiezează bazinul propriu-zis. Da. Să sperăm că o să fie pe banii constructorului, dar ce se întâmplă după aceea? Da, asta e interesant. Plătește tot primăria Roman. Și ne așteaptă undeva la finalul acestei săptămâni inaugurarea cumva unui loc nou de joacă în parcul municipal, plus o zonă de fitness, undeva în spatele Muzeului de Științe Naturale din parc. Este curios, se pare că acest proiect chiar îi aparține primarului Lucian Micu, pentru că zona de fitness nu ne-a vorbit niciodată, cumva, da, nu ne-a vorbit niciodată nu ne-a dat Laurențiu Leoreanu despre un astfel de proiect, astfel da, de deci proiect și nou. El nu rata niciodată nimic. Deci este clar că este un proiect nou. Da, și undeva acolo la final de săptămână o să avem deschiderea oficială în parcul municipal, sperăm să țină și vremea cu noi și în același timp ne mai spunea primarul Micu că încearcă să facă reparații la toate locurile de joacă, pentru că, să știți, sunt unele piese din acel mobilier lipsă sau care stau să cadă, ceea ce reprezintă numai asta, un pericol, dar sunt, pentru copii. Sunt în pericol, asta vreau să spun, da, copii. Eu nu m-am dus să văd dacă l-a refăcut și pe acela, că ne-a vorbit de unul din Smirodava. Da. O fi vorba de cel de pe, din stradă care l-a mutat la cerere, că era distrus de cei din Aleea Tudor Vladimirescu și l-a mutat undeva în interiorul aleilor spre Bogdan Dragoș, n-am trecut încă să văd, dar s-ar părea că așa, că a vorbit de vreo 3 locuri de joacă făcut și era o promisiune electorală pe care a făcut-o celor din Asociația de Proprietari Smirodava 1. Da, tot la capitolul evenimente mai trecem faptul că vineri, săptămâna aceasta, la ora 10 în Cimitirul Eternitatea se marchează Ziua Veteranului. Trecem și aici în revistă, mai sunt, nu știu câți veterani, dar de la an la an foarte mai puțin, puțin la Roman, foarte puțin. Văduve probabil că sunt mai multe și mi-am notat aici că totuși ca o noutate anul acesta pentru organizarea zilelor municipiului Roman, da, undeva la jumătatea lunii mai, 14-21 parcă mai, iată că vine primarul Micu cu o contribuție proprie, pe lângă acele manifestări care sunt tradiție, nu știu, seara Sergiu Celibidache, gala educației excelenței, sau gala educației, gala excelenței romașcane, mă rog, care erau până când acum organizate. Când premiază olimpici. Da? Se vine cu o zi a porților deschise și cu unele vizite organizate pentru romașcani, pe la Casa Bunicilor, pe la serele primăriei, pe la microhidrocentrală și chiar pe la parcul municipal și de asemenea sportiv din fire, primarul Micu, am văzut deja asta la ora Pământului, un s-a ciclist făcut un tur cu bicicletele, da? Da, atunci și la ora Pământului. Și
se repetă acum de zilele orașului pentru toți posesorii de biciclete care iubesc mișcarea. Mi s-a părut o idee destul de interesantă. Adică, de fapt, cele două sunt și interesante. Și face parte din ceea ce noi am întrebat chiar la instalare în funcție, dacă va continua în totalitate programul lui Laurențiu Leoreanu sau îi va impregna și o notă personală. Iată, ceea ce e foarte bine. Acțiuni din acestea. Nu știu dacă am sărit ceva evenimente importante, mai avem fix un minut sau mai puțin de un minut. Iată, s-a mai căsătorit săptămâna trecută Ancuța Iuganu de la CSM Roman. Cununată de viceprimăriță, cununată, am văzut. Apropo, mă rog, de asta, au început... Civilă, da, 12 da, căsătorii civile. Așa, din care, o parte, din care o parte oficiate fie de primar, fie de viceprimar. Că, da. Pentru că este o cinste ca tu. Ei, să știți că este o cinste, dar mie nu mi-au făcut cinste asta. Nici primarul de atunci Micu, nici viceprimarul, nici primarul Leoreanu, nici viceprimarul Micu. Și cine te-a... meritat. Păi un ofițer de acolo, de la stare civilă. De regulă, da, mă rog, asta e o altă discuție. Sunt poate că n-am da, meritat, doamna Flora, n-am meritat, o-i fi deranjat eu cu ceva. Și cam asta e, nu cred că ne-a sărit ceva. Nu ne-a sărit nimic, cam de mult n-am discutat despre spital. Vroiam la să, emisiunea următoare. La, vroiam să spun tot așa timp, în încheiere, că doamna doctor Onu, directorul medical, era extraordinar de furioasă la un moment dat că un anumit presa locală, dar un anumit coleg al nostru și post de televiziune tot toacă spitalul și mai ales pagina aia de Facebook care nu-i locată și foarte, foarte furioasă, bine, la modul neoficial da, a spus chiar că trebuie că, să încheiem, haideți, ce-a spus? A spus că ia ca pe vremea al domnului Arvătescu și a doamnei doctor Banu și a celorlalți manageri nu mai era nici pagină de Facebook, nu mai deci era nici, bine nici așa, da. Și nu, bine, da. Deci nu mai era atât de scandalizată presa. Da, ne oprim aici mulțumindu-vă pentru atenție, la revedere!